Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt la Sport Sud Special, gazda dumneavoastră Bogdan Cotruță vă salută, vă spune încă o dată bună seara și vă invită să rămâneți alături de postul nostru de televiziune până aproximativ la orele 20 pentru o nouă întâlnire cu fenomenul sportiv județean. Avem o emisiune mai ieșită din tipar astăzi pentru că o să facem o incursiune și o discuție de aproximativ o oră despre un sport care pare exotic la prima vedere, dar care prinde destul de bine pe meleaguri alexandrene. Am apărut și cu burtiera aici, vedem că vom discuta astăzi despre baseballul alexandrean. Încercăm o sinteză a anului 2015, vedem ce s-a întâmplat în anul care tocmai s-a încheiat, care au fost competițiile în care au fost angrenații sportivii care practică baseballul aici în Alexandria și de ce nu în Tellerman, și încercăm să aruncăm o privire scrutătoare, rapidă, peste evenimentele care așteaptă baseballul local în anul în care tocmai am intrat, anul 2016. O să încercăm să creionăm așa puțin calendarul activităților, de ce nu, și al activităților competiționale în primul trimestru al anului 2016. Doamnelor, domnilor, invitatul acestei serii, antrenorul federal Dinu Stoianov. Bine ați revenit, domn profesor! Bine te-am găsit, Bogdane! Și la mulți ani și bună seara telespectatorilor postului Media Sud. Domnule profesor, a fost un an plin din ceea ce am reușit eu să scot în pregătirea acestei emisiuni. Un an în care ați fost angrenat în diferite competiții, în care ați mers și ați avut și rezultate cu baseboliștii foarte tineri de aici, din Alexandria. Vreau să vă întreb, în afară de Alexandria, mai avem baseball pe undeva oficial organizat în Tellerman? În Tellerman nu. În Tellerman oficial nu. Sunt singurul nucleu. Nu. Deci e singura normă de sport care activează în cadrul învățământului, din 90 înființată. Vreau să te contrazic puțin, nu e ieșită din tipar această disciplină, e chiar foarte veche, are 26 de ani de activitate numai în Alexandria, multiple medalii și cupe obținute în campionatele naționale. Copii, an de an, la loturile României, care au participat cu cinste și au reprezentat România, li s-a cântat imnul și li s-a înălțat drapelul în competițiile europene. Nu știu dacă ieși din tipar înseamnă și altceva, numai fotbal. Acum, în fine, fotbal, basket, handbal. Da, astea sunt în tipar, noi nu suntem în tipar. Da. Până la urmă... Anul 2000, revenind la întrebarea ta, 2015 a fost un an bun pentru baseballul alexandrean. Secția care activează în cadrul Palatului Copiilor, cred că și-a meritat și și-a făcut cu brio datoria. Am obținut două medalii în campionatele naționale, două medalii de argint, campionatul în aer liber la Junior 3 și campionatul de sală la Junior 3, fiind întrecuți de echipa din Călăraș, care n-am reușit să o depășim. Restul meciurilor, echipa a demonstrat că are valoare. Am avut an în care lotul olimpic al României de Junior 3 a participat la campionatul european din Polonia, unde ne-am clasat pe, să zic, onorabil loc 7, cu toate că s-ar fi putut un 5. Mai jos era foarte greu, dar cu două victorii și trei înfrângeri am ocupat locul 7 din 10 echipe. Echipa din Alexandria a avut 4 copii în lotul României, în lotul de 15, și eu am fost nominalizat antrenor federal, antrenorul lotului României, împreună cu domnul Adumită Chioaie, care a fost în calitate de antrenor secund și manager al delegației. Păi felicitări atunci, ca să... Da, mulțumesc, totul s-a văzut în acest sfârșit de an, la toate aceste, la care cred că ați participat și voi, postul local, în care echipele de baseball au fost tot timpul în prim plan. De-aia zic, n-am regăsit fotbalul. E atipic, dar uite, baseballul a fost... Fotbalul e fenomen social, nu e sport, da, domnul da, profesor. Aici ai dreptate, da. Deci, eu l-aș băga într-o altă categorie de nu sport. Da, corect. Păi da, e fenomen social, da. Și oricum
fotbalul telurmânean e la un nivel la care nu poate să scoată capul prea mult din... Nu, e adevărat. Decât timid. Sunt foarte multe echipe, foarte mult, toată lumea joacă fotbal, toți se pricep la fotbal și la politic. Baseballul este mai greu, este mai inteligent puțin. Copiii noștri sunt și copii meritorii la învățătură. Am un procentaj foarte mult de bun de-a lungul celor 25 de ani de studenți de facultate cu studii superioare, foarte puțini care nu au reușit în viață. De-aia vreau să spun că mă aflu acum în acest context fericit și datorită unuia dintre foștii mei sportivi, domnul Mirescu Andrei, care este președintele clubului Atletico Alexandria, pe care eu îl reprezint cu juniorii mei, fiind legitimați la și pare să clubul că Atletico. Sunt campion național, nu? Ei, anul acesta, din păcate, a luat locul 2, a bătut Botoșani în play-off. Contra performanță, locul 2 da, e contra. Dar sunt o echipă de top și el, fiind și președintele clubului Atletico, m-a rugat să-i pregătesc și echipele, sau să vin cu echipele mele de la Palat, care oricum nu aveau nicio finalitate, nu puteau fi evaluate. Palatul nu poate activa în campionatul național sau să se înscrie în competițiile naționale majore. Am găsit această formulă de colaborare în care am venit lângă Mirescu, el un potent om de afaceri. Bucureștean, am înțeles. Bucureștean, da, dar clubul este activează în Alexandria. Club privat. Avem și oarecare o relație foarte bună cu primăria, de ce să nu recunoaștem. Clubul de senior, deci avem o continuitate foarte bună. Deja am demarat un proiect, primăria ne-a cerut un proiect de dezvoltare a sporturilor, dar în general cu accent pe juniori și copii, în care noi suntem foarte bine, având aceste două echipe de juniori mici, plus 3, echipa, da, junior 2 și junior 3, plus echipa de senior care este activează în campionatul național de senior și va participa în Cupa Cupelor anul acesta, nu în Cupa Campionilor Europeni la baseball în Europa. Avem această continuitate și această unitate. Suntem încurajați, ni se asigură condiții. Eu sper că încă 5-6 ani cât mai voi activa activ. Adică până la pensie. Până la pensie. Până la, să traducem. Am impresia că nu mă voi lăsa foarte curând. Și eu la fel. Chiar dacă vreau să duc această echipă până la nivelul juniorilor mari și să-i predau, să-i dau mai departe la seniori. Și să această generație să cuceresc în continuare medalii. Sper să am în continuare înțelegere la Palatul Copiilor și inspectoratul școlar să înțeleagă specificul acestei discipline, care este puțin atipică față de secțiile Palatului Copiilor, care nu se iese puțin din tipar, este acolo chiar secția Palatului, da, dar care trebuie să e o activitate didactică non-formală, cu toate că eu fac instrucție cu copiii. Bine, face și pedagogie. Domn profesor, pedagogie, ce relație aveți cu instituția Palatul Copiilor? Este instituția care vă asigură cadrul sigur că instituțional. Asigură cadrul instituțional și care până acum ne-am înțeles. Tot e să ne facem treaba fiecare. Eu tot timpul, toată viața am fost obișnuit să, pentru ceea ce primesc, să și dau. Deci nu sunt omul care îți asiguri acolo într-un fel cariera și pomo te tragi deoparte, nu. La mine tot timpul trebuie să scot rezultate și să nu stau la mila fiecăruia. Odată ce scoți rezultate, ai și cuvinte de spus, ai și un cuvânt de spus în fața altora și totul decurge bine. Domnule profesor, dumneavoastră ați activat foarte mult cu această secție de baseball, cu această activitate în baseballul local. La nu am plecat aici. La CSS. Da. Ați venit în urmă cu 5-6 ani, 2010. Da, da. 2010, da. Ați trecut la Palatul Copiilor. Am activat de la 36 de ani, am intrat în această activitate. Da, zic cu cea didactică, că nu ca sportiv activ, dar ați găsit înțelegere acolo. Dar ca sportiv și ca specialist am făcut basket. Deci pe undeva eu sunt fost jucător divizionar de basket în echipa automatică, fosta echipa automatică Alexandria. Am legitimație, am jucat volei și handball la nivelul clubului sportiv școlar la juniorat. Deci sunt polivalent pe undeva. Toată lumea zicea că de ce nu m-am intrat în basket. Am zis că
decât să fiu al doilea, 2000-lea sau 2500 de antrenori în mai bine între România, la baseball. Mai bine să fiu în primii 15-20 din România la baseball și lucrurile să meargă bine. Nu zic că am făcut o alegere bună, eu așa zic. Domnule prof, fără îndoială, rezultatele și copiii care vă plus satisfacții enorme, copiii satisfacții enorme. E adevărat că lucrurile s-au schimbat față de anii 90 și până în 2000 și ceva, când era o afluență și o emulație extraordinară în cadrul grupelor. Dăteam afară, efectiv, copii. Era acea dorință de a pleca în străinătate, care știi că să deschiseseră granițele, ce fac americani, joacă baseball. Adică noi plecam într-una. Au fost încercări de intimidare a noastră, au fost încercări de a ne copta Federația Română de Oină. Deja au vrut să facem o afiliere, ei băteau mingea pe Maidan. Noi aveam competiții europene și campionate mondiale și participam la întrecerea afară cupe. Ei n-aveau unde să se reprezinte în România decât să joacă Oina. Au fost multe astea și copiii veneau, era o emulație foarte bună, echipele puteai lucra foarte energic și îi puneai bine în evidență pe copii. E, după 2000 și ceva, odată cu era calculatoarelor și cu informatica, deja au început mai... Nu mai e o problemă ieșitul afară, fiecare se urcă în mașină și pleacă... Bea o cafea la Viena. La Viena și vine înapoi. Ce era în anii 93 când am făcut la Barcelona prima deplasare? A fost un vis, era nenorocit. Da. Asta e. Mi-au creat multe satisfacții, am văzut toată Europa, nu aș fi putut să o văd în alte condiții și de-aia vreau să rămân fidel la acestui sport până voi termina activitatea. Domnule profesor, aveați, clar, baseball-ul este o disciplină, este o activitate, să numim așa, căutăm cuvântul cel mai potrivit, care, părerea mea, unui profan și a unui om care vede lucrurile despre care discutăm, în special de pe margine. Umbrela... N-ai venit niciodată pe margine să stai, pentru că n-ai mai fi vorbit ca un profan. Dacă ai fi venit odată la un meci și să stai pe margine, te garantez că... Făceați o echipă de old boys. În 5 minute ai fi înțeles tot. Făceați o echipă de old boys. Da, e foarte greu să-i explici așa, dar da. Vizualizând categoric. Meciul să nu era mai, eu vă întreb așa, ca om care ați trecut prin ambele experiențe, nu era mai potrivită umbrela instituțională a unui club sportiv școlar decât cea a Palatului Copiilor? Pentru că Palatul Copiilor, o instituție esențială pentru formarea copiilor și a tinerilor, acolo se deprind meșteșuguri artistice, se face teatru, știu, la muzică, la Alexandria și prin alte orașe, discipline de genul ăsta. Știu că mai există discipline de sport, fotbal la Zimnicea, handbal și fotbal, dar baseball la clubul copiilor care este acum... La Roșior mai există karate. Da, după o nouă reorganizare, filialele de la Roșior și de la Zimnicea devin puncte de lucru ale Palatului Copiilor, ăștia nu mai sunt directori. Nu știu, acolo ai ridicat această problemă. Nu era mai bine la CSS? Parcă, să nu zică lumea că am discutat-o înainte. Nu. Chiar acest lucru vreau să-l subliniez. N-am avut timp, i-a fost, deci, iar n-ați venit târziu. Ca și cum ar fi fost Bogdane, să mă întrebi acest lucru. Nu era mai bine la un club sportiv școlar? 20 de ani unde am activat. Deci 20 parcă de acolo ani trebuia să fie. Am activat la clubul sportiv școlar. Deci din 2013... Nu, din 2010. Când au fost tăierile cu reducerile de schemă, am fost repartizat la Palatul Copiilor. Ce se putea întâmpla, domn profesor, dacă nu găseați ușița asta la Palatul Copiilor? Mă duceam profesor într-un sat. Într-o comună, undeva. Și vă câștigați... Acolo le dădeam mingea la copii în curtea școlii, cum fac majoritatea profesorilor de sport. Da, cu baseball-ul ce se întâmpla? Nu se mai făcea baseball. Că, bine, persoana deci lui Dinu Stoianov este importantă pentru cei apropiați prietenii asta lui. Am zis la toți. Deci, și da, tot timpul o subliniez. Este secție unică. Deci nu ai din 200-300 de catedre de educație fizică, de sport, n-ai de toate disciplina asta. O singură din catedre este de baseball. De fotbal nu mai știu câte sunt, de basket nu mai știu câte sunt, de educație fizică școlară nu mai știu câte sunt. Una singură. Dacă o desfințez, desfințez această secție, desfințez baseball-ul, care are o tradiție de 26 de ani în Alexandria, din 90 înființată, adusă această secție de mine în 90 pe
având specialistul, eu fiind deja specialist și făcând cursurile școlii de antrenori. Deci... Ați făcut vreun demers în așa 5-6 ani să vă reîntoarceți la CSS? Da. Dar unde se fac demersul? Care este inspectoratul, în primul rând, și unitățile. Palatul Copiilor, cum speță conducerile, consiliile de administrație și cu Clubul Sportiv Școlar. Da, nu e mare lucru, domnule. E același domeniu, e același și că s-au mai relaxat minister. Lucrurile acum. Domnule, e același minister, e Ministerul Educației și Învățământului. Care e până la urmă problema că vă dă banii și leafa, nu vii ca inginer dintr-o altă parte. Da. Dar, eu, normă didactică, e aceeași. Bani în salariu, cheltuielile erau aceeași, nu? Luați mai mult la Palatul Copilului? Nu, nu, la, ca salariu nu vorbim ca salariu. Pe atunci care ar fi fost problema? Cheltuielile materiale. La clubul sportiv am fi avut asigurat competițiile, am fi avut asigurat buget pentru desfășurare, pentru materiale sportive, pentru cantonament, pentru deplasări. Pentru... La Palatul Copiilor n-ai așa ceva. Pentru că nu prevede legislația. Performanță. Da, nu prevede așa ceva. Nu... Decât un campionat intern, dacă ai cu alte și cum palate din țară sau nu știu de unde, faci o chestie de asta, te întâlnești, sau în curtea școlii, între școli, între clase, hai să schimbi facem... niște mingi. Da. Nu poți să aduci copiii, la un moment dat, hai că vin în prima fază, dar apoi să plictisezi, nu poți să-i ții în permanență într-o pregătire de asta, mai ales că nu dai la învățătorii diplome, nu punctează la... gradația de merit, la salarii, la dosarele personale, știi? Asta ca gradația alte... de merit e un subiect care trebuie dezbătut da. Și cu alte chestii. Și automat trebuie să-ți vină cu clasa la antrenament, nu ai cum să faci protocol cu el. Adică bagi mâna în buzunar. Facem selecție, noi aducem copii și selecționăm, nu putem lucra cu... Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar... Trebuie să ai calități ca să vii, nu poți orice nechemat să... Deci o secție, eu așa o văd, dacă am lucrat 35 de ani numai în performanță, eu nu pot lucra de la grămadă. Hai să, da, să petrece timp. Dacă vrei să lucrezi așa, da, vin pe persoană fizică, îmi deschid, mă plătești, vin, fac cu tine exerciții fizice, de agrement, de distracție, de învățământ sportiv, de recreativ, distractiv. Dar la secție pentru a veni aici și că, pentru că la un moment dat am deplasare la Călăraș, da, sau la București și ăi la alții 20 sau 30 care stau zice, păi eu de ce nu merg și eu? Păi nu merg, păi o dată, de două ori, de trei ori, păi nu-l iei că nu are ce face, iei păia vârfurile, da, că nu poți, hai să facem sport cu toți, pentru că eu mă întâlnesc cu niște colegi acolo, ăia mă bat, râd de mine, eu trebuie să ridic ștacheta și să am echipa pregătită. Deci, dacă mergem pe ideea asta, demersul s-au făcut. Asta eu au fost, dar de ce? Pentru că prin școlile normale, astea clasice, au început acum să se facă acele acte, nu știu, denumirele cred că sunt dificile, de alcătuirea normelor didactice pentru următorul an școlar. Și mă gândesc că acum, în perioada asta, ați putea să faceți o știu, nouă cerere. Știu, perioada asta e. În da. Perioada asta, acum, perioada de început asta de an, e. Să fac eu... lucrurile astea... Eu tot chiar mulțumesc dacă totuși s-o m-a uitat cineva la această emisiune din persoanele competente sau cu atribuțiuni care pot... Da? Eu sper oricând să mă duc și eu la inspectoratul școlar și să cu o hârtie și să fac această cerere legală. Dacă tu mă cunoaște inspectoratul, vă știe. Mă cunosc cap un cal breaz, ce să mai vorbim, că... La sensul bun, bine, sensul nu, bun, sunt și omul puțin mai direct, care masiv, atacă, așa, atacă problemele și da. Le spun în față. Nu mai sunt așa ca acum 30 de ani, dar cu mic și cu șef. Am ajuns la o vârstă în care toți poate mi-au fost elevi sau sunt sub mine, deci n-are cine să mai vină să-mi explice mie cum să lucrez la 60 de ani mei. Așa. Și, dar cu vorbă bună, cu înțelegere, ar trebui ca această secție unică, le-am zis, domnule, secție unică, nu facem, nu sunt patru secții cum are fotbal, nu sunt trei secții cum are judo, nu sunt nu știu câte de basket sau dar. E secție unică, baseball, în tot județul, e secție unică. Hai să o trecem înapoi unde a stat 20 de ani și unde a fost... Deci eu s-a am putut fost, dezvolta. Eu am fost membru fondator al clubului pe undeva. Au venit după mine voleiul, basketul, handbalul. Eu eram acolo, în club. Asta au venit după mine și eu am plecat, cele au rămas. Care au, vorba aia, sunt, am cele mai bune rezultate din
Domn profesor, când s-a făcut secționarea asta în 2010, era o perioadă foarte crâncenă de austeritate și de disperare până prin instituțiile de stat. Au fost multe mișculațiuni. Au fost, bineînțeles, mișculațiuni pentru că fiecare a trebuit să supraviețuiască, să-și păstreze catedra. La momentul 2010, vă întreb așa, aveați foarte mulți sportivi sau erați o secțiune? În 2009 eram vicecampion național la juniorul și patru copii la lotul național în Suedia, medalie de argint la campionatul european de junior 1, grupa B. Dar aveți, bun, performanțe, fără îndoială, nu lipsesc. Nu, dar e vorba de copii. Copii ai tot timpul. Ca număr copii de clienți. Dar nu de aici să leagă, să leagă. Că poate aveți mai copii. Puțin sportiv decât la celelalte secții și atunci au zis, nene, oricum, omul are rezultate, dar are rezultate pe direcția asta, care e oarecum mai restrânsă. Grupele ți le faci oricând, grupele tot timpul ești în căutare, grupele tot timpul renunți, aduci alții și faci. Nu e, deci n-a fost nu e să zici că le-ai bătut în cuie și te-ai dus cu ele. Sau, nu, tot timpul este acea emulație, tot timpul este acea căutare, tot timpul este din... E adevărat că la un moment dat la juniori unul, nu poți să iei unul după stradă la 17 ani, la 16 ani și să-l bagi în teren dacă el n-a trecut prin pașii de la juniori din clasa a 3-a, 4-a, știi? Așa. Dar dacă găsești ceva bun, poți să... Am avut și copii care au plecat mai târziu, au venit în clasa 10-a, 11-a. E adevărat, la mine au mai rămas un an, dar pe urmă au continuat la seniori și au ajuns buni jucători la seniori. Deci, eu iau de mici pentru a mi folosi și ai folosi în meciurile mele, în performanță și pentru echipele mele. Dar ei se pot apuca și mai târziu să practice baseball. Baseballul se poate începe și mai târziu, nu e o problemă. Și pot să-l termin și la 50 de ani. Sunt jucători, uite, avem reviste aici și în alte state, care joacă și la 45 de ani. Noi am avut în campionatul nostru de seniori câțiva aduși de echipele noastre, și italieni, și cehi, și astea, jucătorii în vârstă care... Cu părul alb, așa. Da, jucau foarte bine și... Aveau, cred că, zeci de ani de experiență. Domn profesor, din primele minute pe care dumneavoastră, în care dumneavoastră v-ați început expunerile aici la emisiunea noastră, a spus, dar nu ați aprofundat subiectul, că aveți o bună relație cu municipalitatea alexandreană, cu primăria municipiului Alexandria. Vreau să vă întreb, prima întrebare punctuală este dacă vă referiți la relația dintre Clubul Atletico Alexandria, Club Profesionist de Baseball și Municipalitatea Orașului, sau vă referiți la secția asta, dar nu cred că e vorba de secția de la Palatul Copilului. Da, Bogdan, e bună întrebare. Și apoi vă întreb că o să avem de discutat și despre relația asta. Bună întrebare, pentru că prioritar este relația clubului Atletico Alexandria cu municipalitatea. Club privat, să-i spunem. Da. Care este pe acel program, pe acea asociere și parteneriate și se fixează un buget și primesc niște sume de bani. Da? Apoi, ce să spun? Că toți din primărie îi cunosc pe toți, îl cunosc pe domnul Drăgușin, am lucrat la IPT cu el, îl cunosc pe Iulică Purcaru, secretarul, am fost elev cu colegi cu liceu. Adică relația mea în primărie îi cunosc, că sunt om de oraș, sunt om de la atâția ani, care am conviețuit atâția ani cu ei. Nu e o relație de prietenie sau să hai să ne întâlnim, hai să mergem la un șpris sau la hai drum să... de seară, dar punem la pot oricând să putem oricând să portăm o discuție, să intrăm, să discutăm sau să, dacă am vreo problemă, să mă duc să ciocăm la ușă, domne, poftim domnul Dinu sau Dinule sau cum zic. Deci, dar relația oficială este relația clubului Atletico Alexandria cu primăria. Bun. Au fost probleme anul trecut prin vară și probleme care au avut ecouri legate de finanțarea activităților sportive. Nu intrăm în acest amănunt dureros și eu cred că va mai avea episoade. Ele au plecat de la, cred că știți și voi, ele au plecat de la niște denunțuri, anumite, și anumite punctual au fost pe anumite secții și... Da, nu se referea la baseball, cu siguranță, dar baseballul ca și alte secții, la fel de meritorii sau poate chiar mai... Da, care au contracte de asociere și astea au avut de suferit. Deci n-ați avut contract de asociere.
Eu nu personal. Clubul Atletico. Atletico, da, prin președintele ei. Dar Clubul Atletico, acum știi, pentru că ești în sport, deja anul acesta a cooptat încă o secție. Da. Deci, secția de handbal al lui Liviu Candidatu, de senior, da, este pe Atletico. Lui Liviu, eu i-am facilitat intrarea cu președintele nostru, cu Mirescu, a venit sub umbrela acestui... Nu m-a interesat din ce motive, care au fost relațiile lui cu Șuică, cu primăria, cu Șuică, cu primăria sau nu m-a interesat. El m-a solicitat, Nadinule, vreau să iau legătura cu președintele vostru, vreau să... L-am sunat pe ăsta, mă, uite așa, vrea și să vină cu secția, da, nu e nicio problemă, eu am pus în legătură, i-au stabilit, au vorbit. Deci, noi suntem un club care... Eu sper să ne dezvoltăm, adică el să se dezvolte și eu, el nu poate să mă ia, și nici Liviu, el este salariat al Clubului Sportiv Școlar și copiii au dublă legitimație, au și la Atletico și la astea, să practică acest lucru, cum practică și basketul, da? Atletismul. Sunt pe club, dar și sunt și pe basket club, sau nu știu cum, da? E o chestie de asta. E adevărat, această problemă ne-a afectat. Bine că eu terminasem campionatul când... Deci erați într-o pauză. Da, când au început problemele astea în septembrie, octombrie, acum nu s-au mai finanțat. Așa. Fost 4 luni toată vara. Așa, deci eu am mai avut, da, am mai avut două competiții sau trei. El s-a descurcat cu alții bani din alte sponsorizări prin București, președințele, și... Dar ne-a afectat și relația cu primăria, cu... Acum nici nu m-am interesat foarte mult, nu știu câți bani primește și cât are asocierea. Dar nu e o sumă foarte mare, cred, față de basket, fotbal, baseball-ul. Are foarte puțin. Mi-a mai zis el odată într-o discuție, prioritar nu sunt banii primăriei, cu toate că contează și ăștia, prioritar sunt alte sponsorizări care le are. Da, în fine, acum, știi? Deci nu depinde, orice bănuț e bun. Nu depindeți de această finanță, asta vreau să știu. Eu zic că nu. Da, adică ați putea merge târâși, grăpi și eu zic că nu v-ați, da, n-ați închide porțile clubului. Cu toate că bugetul unei secții de baseball, cu aceste, s-au băgat aceste etape săptămânale acum la nivelul ăsta, la junior 3, pentru a ridica foarte mult, a pleca cu ei bine formați de jos, apoi poți să mai, după ce stăpânesc ei foarte bine, așa, te duce la vreo 200-300 numai la o categorie, de milioane de lei. Da, vechi. Da, cum ar veni 30.000 de lei. Așa, numai la de plus, dacă... Deci un turneu de 3 zile te duce la 35 de milioane. Domn profesor, aveți acum 3500, la Atletico, da, Alexandria, aveți secția asta de baseball, fondatoare a clubului și... Da, ei au plecat cu seniori. Întâi au fost seniori. Senior, da. Și apoi de 2 ani de zile, de 3 ani, m-am lipit și cu copiii. V-ați lipit și copii, dumneavoastră, da. Și a venit și handbalul. Da. Și acum e și handbalul. Mai, da, sunteți deschiși? Da? Cu optării altor. Da, 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 chiar mi-a zis. Mai... Chiar mi-a zis domnul președinte, domnul Mirescu, dacă domnul mai găsiți clienți, dacă găsiți, da. Să gândiți să la o secție de box. Cu toate că... Apropo, nu există, da, box oficial în Alexandria. Nu există. Sunt niște entuziaști pe aici. Este un băiat, eu știu, da, Stănică, Stan Ion, da, Stan, da. Ion. Băiat la 50 ceva, da. Coleg, nu, 60, știu, seama cu 60, mine, am fost colegi de școală generală. De asta lovesc cu băta, da, el cu pum. Nu, nu aveam treabă, eram la generală, eram mici, în clasa a treia, a patra, până nu v-a bucat să zic, da. Și, da, dar el nu are... Nu are brevet. Da, brevet, nu are atestat. Eu știu pe cineva cu brevet, dar nu-i din oraș. Și ce face? A avut o sportivă foarte bunicică care a obținut un loc la o zonă sau la o calificare. Și nu găsiți un om să... Și care a trebuit să o legitimeze tot la fel într-o relație de asta pe Videle. Videle, acolo e club. Da. Unde au un om specializat și asta. El le pregătește aici și face cu ele săracă. Da. O să primească și dumneavoastră invitate și chiar o să merg să vadă unde se antreneze. Stănică, da. Am auzit multe povești despre, da, despre domnul... E un băiat de nota 10, da, entuziast. Bodyguard. Cu toate că, da, am înțeles că lucrează la Nord. Nu spuneți numele, la Nord, acolo, zis. La Nord. Bun, n-am auzit. Nu vreau să dăm, să nu, da, vreau să dăm numele. Păi poate îl caută copiii să se înscrie. Cu siguranță, cât de curând să facem și lui dumneavoastră invitație. Boxul e una dintre pasiunile mele, domnule profesor, da, și bravo, ce mă surprinde, bravo,
Am cunoscut boxeri, sunt unii dintre cei mai, nu știu, cel puțin boxerii pensionari, au povești incredibile. Gândește-te că eu am fost 10 ani secretar la Voința Alexandria. Da. La Voința Alexandria aveam secțiile de performanță de judo și de box. Dom'le, cu Sandu Ciurea, de când nu mai există cadru instituțional în municipiul Reșeința de Județ pentru box? Boxul? Pentru box. De când a dispărut el oficial? Că, așa, boxerul o mai găsi. Să spun. Eu... Imediat după Revoluție. N-am mai fost. Oficial. Incredibil. Da, din 90. 20 ceva, da. Și nu s-a găsit niciun om fost din 90, 91, 92, n-am mai fost. Deci sunt peste 20 de ani. Da, sigur. Și n-am mai fost box. Îți dai seama, au mai fost luptele alea. Greco-romane? Păi au dispărut și ele mai. Sunt lupte greco-romane? Păi până prin 2000, știți, venea domnul Mareș de la Zimnicea. Da, 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 știu. Am făcut școala acolo, știu pe domnul Mareș. Nu mai trăiește? Cred că da. Dar nu l-am mai văzut. Eu eram prieten bun cu el. Într-un timp, deci avea secție acolo. Era un veteran, domnul Mareș. Da, până l-au mutat la Alexandria să facă aici. Venea de 3 ori, 4 ori la Alexandria să lucreze. A avut și el un destin ăsta mai. Da. Entuziastul la fel. Păi da, entuziast. Extraordinar de bun. Uite, și luptele, și aveam secții de lupte puternice. Era, nu doar în Taylor, dar și boxul. Și Roșiori avea... La turnul, la Roșiori, la Alexandria, ce gale de box erau. Pentru că dacă eu aveam la Voința secție de până anii 80, până în 90, gale, aveam ring de box la polivalentă, îl ridicam, era splendoare, da. Toți când îi auzeai acolo sânge și când îi un cu un pumn ăla îi zbura nasul așa și cu sânge stropea pe toți din jur. La televizor nu vedem lucruri și nici boxul nu mai e. Ai practicat box? Sau ai cochetat așa puțin? Am puțin. Da? Dar târziu, că dacă la 20 de ani se oferă șansa, e cam greu să mai, mai ales când îți vine... Îmi place, dar nu mi-aș da copilul la box. Bine, când nu m-a dus nimeni la box pe mine la 20 de ani. Eram student, fugisem deja de acasă și bun, antrenamente, sacul, lovituri, chestii, mi-era frică de durere, eu n-am știut până... Da. Nu sunt foarte speriat de... Și când te bagă în ring cu unul care are 5-6 meciuri, ăla deja nu mai are frică. Nu mai, da, și luam, și eu eram, luam în casă cele mai penibile lovituri. Directa scurtă de dreapta care te, numai în nas ți-o dătea și nu schițam nimic. Deci ai rupt deja, nu ți l-a rupt încă? Nu, ăla am fost singurul... Păi nu știu, puneam capul în jos să puneam. Ca boxor... Dacă nu ți-l rupe, vine antrenorul și ți-l rupe, știi? Când pentru cei care la 20 de ani nu mai avea nimeni nicio așteptare de la mine. Da, ca să nu scurgă tot timpul sângele. Am cunoscut însă boxeri, am cunoscut ingineri care au practicat boxul și boxul a fost principala lor experiență de viață. Da. Am cunoscut oameni care și-au ratat viața și care n-au avut pregătire și n-au fost nici, n-au avut grijă de ei și la 17 ani mari speranțe. Și de ce? Pentru că n-au avut minte să continue atunci în momentul ăla de gloria lor, au zis că e bine și așa, dar în toate sporturile s-a întâmplat. Și în România chestia cu boxul e complicată. Da. Acum, la momentul la care noi ne-am întâlnit și stăm la această masă de împreună, poate știți ce se întâmplă cu Federația de Box, care este în faliment, are conturile blocate, nu sunt bani de cantonamente, avem un singur sportiv calificat până la momentul actual la Olimpiadă, înainte când noi aveam câteva medalii și zeci de sportivi calificați acolo. E o situație de degringoladă, suntem singura țară a cărei capitală nu are un patinoar, să zicem, de hockey oficial. Sunt la Miercurea Ciuc, Galați, dacă nu mă înșel, și Brașov, poate nu are. Bucureștiul încă se lucrează la Flamaropol. Dar nici bazin de lot și oficial. Nici ceva de oficial pentru. Adică tu, capitală, 2 milioane și ceva de locuitori, nu ai un patinoar oficial. Este ceva... Ce să spun, uite, păi, referitor, uite, ca să revenim la bazele noastre din Alexandria, da, cu... sala asta polivalentă care a fost dată jos. Dar în sfârșit se construiește. Se construiește, e adevărat. Alta nouă, da. Dar eu nu speram că o dă jos toată. Eu am crezut că o dar de ce, de cât acoperiș? O îmbunătățesc. Dar no, cred că și ăla... Proiectul era oficial. De la început, reconstruia din temelii. Păi dacă o reconstruia din temelii, de ce n-a lăsat-o pe aia, domnule, să facă alta? Făcea în altă locație, dar era foarte bun.
Nu sunt chiar atâtea interese imobiliare acum. E, nu sunt. Știu că știam gândul o sală de asta de interes, așa că nu ceream un teren și pentru mine. Și o plăteam de ori mai un teren de baseball. Nu? Ceream pentru municipalitate, pentru Alexandria. Pentru... No, în jurul orașului. Deci, uite, în pădurea Vedea, unde se face parcul acela sportiv. În pădurea și așa, unde... Vedea sunt o grămadă de și făceam acolo polivalenta aceasta mare și extraordinară frumoasă. Băi, au lăsat pentru binele Alexandriei. Amintiri. Pentru... Era cam depășită, să știți, părerea. Domnul, pentru antrenamente, Bogdane, pentru secții, pentru nu astea. Nu se mai investise. Doamne ferește, dar era au. Și aia o făcea pentru păi, dar poate lotul. Vă dă, poate pentru... acum sala asta nouă nu va mai dura foarte mult. Într-un an, da, eu s-ar putea, nu avem. Într-un an nu avem. Veți avea. Deci... Dar de ce să nu fie avut două? Acum, dacă tot au dat-o jos de tot. Păi nu era mai greu, nu e mai greu să o ras de tot și să construiești, alta? Da, decât să o iei pe alta de la zero. Nu știu ce să vă zic, că poate că așa s-a câștigat proiectul. Ce s-au câștigat din materialele alea refolosibile, din ce au vândut, fost, din fier vechi, din asta, ce nu treacu? Știu, nu știu care a fost, dar... În fin. Au e fost. Bine că e o sală nouă, hai da. să vedem nu partea mai mergem plină. Iarăși cu e bine că se face, hai că e bine că s-a făcut și ăla naționalul ăla și l-a făcut vai de cap. Dar n-am vorbit de naționalul, să, hai că e bine că să vedem cum se va face și sala asta. Că... Dom'le, hai să le facem bine, nu știu de ce, hai să le facem de la început. Credeți că Alexandria este un oraș care... Stai că intră stadionul. Aoleu, ce-o fi și cu stadionul. Să vedem termina... când intră. După ce termină polivalenta. După ce termină polivalenta. Da, și de stadion era nevoie trebuia, peste tot. Da, sigur că și gândește-te, suntem un oraș aproape de București, la 90 km. Criza de terenuri, de săli este acută. De terenuri, în general. Că... E, și de săli, și de săli, și de săli de sport de acut. Sunt echipe care n-au unde să se pregătească, unde să se țină un meci oficial. Unde vă antrenați copiii, domnule profesor? Unde se sala noastră, unde lucrăm de 25 de ani, sub stadion, acolo, sala aceea de atletism. Sub tribuna stadionului, unde avem și magazinele și vestiarul și e neîncălzită, e adevărat, dar faceți mișcare, da, asta nu e o problemă. Nu le nevește niciunul la dumneavoastră. Păi de când s-a terminat cu termoficarea orașului, s-a terminat și cu căldura la sală, știi? Deci 5 ani. De când nu ne-am mai dat căldură, că ea era legată la centrala termică de cartier. Și aveam până atunci, era bine, mai se spărgeau calorifele, mai înghețau, mă duceam la ea la edilul, hai veniți și strângeți acolo. Bă, o aventură. Da, mergeam cu barca prin sală, dăteam apa afară, dar mai... Păi făcea da, o aventură. Pe aia ca nu e deci, Alexandria, nu? Păi care e la aia, da, pe aia la aia am lucrat la ea în 90... Dacă ne-am înființat, am făcut vestiarele alea și vestiarele și magazinele, că nu erau prevăzute și am sub scara de tranzit în stadion, am mai ridicat niște pereți și am făcut, știu că eram pe vremea lui Neabică Ionescu, Dumnezeu să-l ierte, fostul director al clubului sportiv școlar și ne-a făcut acele vestiare și da, aventuri. Normal că trebuie să mergem înainte, e depășită, dar să vedem cu ce mergem înainte, că noua sală și nou stadion nu are prevăzut o sală de atletism. Așa cel puțin am înțeles din proiecte. Să vedem unde vom lucra. Dumneavoastră vă antrenați numai în sală? Numai în sală perioada de iarnă. Perioada de iarnă. Și când e vară, că nu o să fie iarnă tot timpul. Și știți că iarna nu e ca vara. Nu e ca vara. Când e, să știi că... Uite, chiar... Nu vrei și dumneavoastră un loc al dumneavoastră față, ba, da, profesionist? Da, câte cereri nu avem, mai ales oficial prin președintele clubului, știi? Și oficiale, prin, vorbim numai oficiale, da, nu cele... Făcute la primărie, cu devize, cu... Și ce așa și domnule fără niciun ban, deci fără niciun ban. Ban de la fondul, de la Federația Internațională, care aveam deja 250.000 de euro în amenajare teren. Deci aveați bani care veneau... Bani care veneau de la Federația Internațională, numai să avem locația. Și, pe și când perioada de... Dom'le, s-au făcut tot timpul să fac. Păi au mai banii ăștia mai aveți... ei sunt disponibili. Dacă, sigur că da, pentru că oamenii investesc. E ca și cum e Uniunea Europeană cu bani. Am înțeles. Care sunteți o federație bogată, da. Domnule Stoianu? Nu, suntem o federație săracă, care, da bine, descurcăm cu două loturi pe an și campionatele interne să le desfășurăm și așa, arbitrajul, chirii, săl și nu știu cum, și două loturi
dintre care unul cu sceptici și cu, să vedem cum îl scoatem și anul acesta, pentru că de-aia să revenim. Anul acesta avem iar lot național de junior 3 în Cehia, unde clubul nostru are 2 copii deja nominalizați în lotul de 15 și cu mine iar Cal Breaz, antrenor federal. Și lotul de seniori care va participa la campionatul european grupa B. Acum, m-ai întrebat dacă e bogat federația. Ei au sperat să rezolve aceste participări, cantonamentele dinainte, asigurare materială, deplasări. Mie mi se pare că modul ăsta în care vă pregătiți dumneavoastră nu e tocmai apropiat de normalitate, dar asta nu mă miră, dar și nu mă miră și... Dar ne-am obișnuit, Bogdan. V-ați obișnuit? Da, ne-am obișnuit. Când o să aveam alții, în teren, o să răciți. Alții, dacă ar veni și ar vedea, acolo, ce e asta? Zice, da, de la sportul mai puțin. Ce aș cerut, domnule Stoianov? Vreau să elucidăm aici lucrurile. Aș depus niște proiecte la primărie și aș cerut un teren. Da, un teren. Ca să vă faceți o bază sportivă proprie. Proprie, da. Pentru baseball. Da. Da. Și care nu i-a fi interesat nimic pe ei. Asiguram noi și paza, și grilajul, și gardul. Bine, în construcție. Și ați primit un răspuns la cererea noastră? Da sau nu, albă sau... Dom'le, au fost niște promisiuni, dar... Așa vorba ta, când ți-am zis că mai bine făceam o sală pe o altă locație, și am zis, păi, or fi interese imobiliare. Da. Păi n-ați văzut că orașul se dezvoltă. Da. Cine e acel ticălos care spune că Alexandru să dezvoltă? Un teren aproape cât echivalentul unui teren de fotbal, da, în intravilan. Păi deci cine nici nu poți să-l pui la Vitănești sau nu știu unde. În intravilan, care să-l folosească pentru baseball. Trei lulele, trei surcele. Hai să fim serioși, știi? Eu cred că dacă infrastructura era mai bogată și nu doar pentru baseball, da, erau mai multe trelulele, trei surcele, cu siguranță atrăgeați, pentru că acum dacă cineva vrea la baseball, păi trebuie să ia legătura cu profesorul Stoianov, să vedem pe unde... Asta nu ne ține să nu lucrăm, pentru că noi ne adaptăm foarte bine pe terenul de fotbal. Deci noi ne adaptăm și jucăm pe terenul de fotbal. Dacă există acea zonă în care să știi să scrie acolo Atletico Alexandria, acolo e altceva, pentru că omul trece pe acolo din mașină pe jos. Cu culoarele de alergare, cu tiburiuțe mici așa acolo, vin părinții, stau și ei acolo la o pizza, la un suc. Să vadă ce fac juniorii, nu? Da, păi așa, de socializare. Eu nu înțeleg de ce e așa de complicat, pentru că am văzut baze sportive pe care municipalități mari din această superbă țară care e România, ați auzit de România, nu? Da. Le posedă licee americane, spre exemplu. Da. Licee americane. S-au terminat până la urmă UFO ăsta de acaparare, așa, de furat, de nu știu ce. Nu, că după ce fur de la stat, furăm între noi. Deci nu... Da, și s-au așezat lucrurile și deja, mă, să, că mai, nu mai avem ce. Mai așteptați? Mai dăm. Poate ori prinde după mine, dar vezi, uite, tot caut un om să mă înlocuiască. Eu stau și mă gândesc când voi termina peste 6 ani, 5 ani, cine vine după mine? Pentru că nu vine nimeni. Că tot trage și președintele ăsta, Nardinule, păi să găsim un băiat, cine să-ți vin? Nu-ți vin pe 10 milioane salariu să stea de pomană, știi, și să lucreze și să își dea sufletul. Și... Noi am fost niște pasionați, am fost niște... Au mai intrat câțiva tinerei, unul la Călăraș, unul la Botoșan, care sperăm să facă treabă, dar și să se întâmplă ăștia, vin... Nu vin, mai bine să rog și să angajează ospătari decât să sau distribuitori. Ospătare e bine. Da, decât să vină să stea pe 11 milioane salariu. Și să intre în învățământ, pentru că până la urmă în învățământ este mult mai bine, da? Nu. Te-ar plăti și privatul, dar încă nu am ajuns la nivelul ăla. Ce sunt cluburi care să... își plătesc antrenorii în România? Nu. Era când era la Dinamo, când aveam secția la Dinamo, dar s-a desfințat secția de baseball de la Dinamo. Atunci, da. Și noi vorbim că în Alexandria nu se face baseball. Atunci s-a desfințat, aveam jucătorii legitimați, aveau indemnizații, antrenorii erau plătiți acolo la clubul Dinamo, aveau juniorii tot, eșalonat de la seniori. Suntem în final, domnule profesor, și hai să prezentăm o revistă, dacă... Păi, acum mă gândesc rapid să ultimele idei pe care le-am. Ce avem aici? Păi, întâi, World... hai să prezentăm materialele specifice. Stați cu revista, să încep eu. Da. World Baseball Magazine, da? Da. Numărul aici este un prinzător, un catcher, cum să numesc acei prinzători în baseball.
catcherii. Da, mișconițel că nu o vede așa, da, da. Hai să mai prezint. Da. Aici e tot un catcher, dacă da, o altă ipostază. Aceștia sunt cei mai spectaculoși datorită echipamentului lui lor specific, da. Așa. Bon, gata. Da. Și încă o revistă, da, domnule profesor. Da. Aici cred că acolo e o fază de joc, un out la baza 1. Da, o alunecare și o prindere a mingei sau cucerirea bazei. Și asta e o revistă, da, italianească, nu? Nu, sunt americane, sunt americane. Știi ce scrie în italiană, profesor? Ei sunt făcute de ele, dar sunt ale Federației Internaționale de Baseball. Da, da, da. Îmi spuneați dumneavoastră, da, înainte de emisiune și în engleză și în... Italienii sunt foarte dezvoltați. Da, da. Bun, avem o minge profesionistă. Mingile de joc, deci materiale specifice. Da, acea și minge care costă care... 5 euro. Așa, doar 5 euro? Doar 5 euro, dar o folosești o săptămână. A, deci după ce o lovești, o lovești. Da, deci trebuie să ai... E costisitor baseballul financiar. Coșul de mingi. Da. Așa, da. Și asta e. Am înțeles că este o acea, da, este bută, nu e bâtă, nu e bâtă, se numește bastoane. Bastoane, așa. Noi așa zicem, bâte, măciuci sau nu știu cum, da. La voi nu se zice baston sau... Acolo, da, tot, au preluat și ei terminologia asta de baston. Vedeți, s-au occidentalizat. De baston. Da, am înțeles că nu e de, da, de seniori. Nu e de seniori, este de copii cu care lucrez eu. Este un... Și nu e din lemn. Un baston, nu, păi n-au voie de lemn. Lemnul numai la seniori. Lemnul numai la seniori. Numai la seniori. Celea sunt criminale, dacă peste sunt. Peste tot în lume, numai la seniori e lemn. Da. Da. Această mânușă care este... Asta e o mânușă adevărat performantă, e la vreo 100 și ceva de euro o mânușă. Dar să nu uitați și... aici la mine. Da, sunt și mânuși de 50 de lei, 60 de lei pentru copii să găsesc. Ultima întrebare, domnule profesor, pentru că timpul ne presează. Ce așteptați? Ce speranță aveți? Care e cea mai mare speranță a dumneavoastră? În 2016 suntem la început și aveți timp să fiți dezamăgit. Pentru mine, eu, știi cum se zice, omul simțește locul. Eu mi le fac singur, speranțele mele eu mi le fac. Eu sper ca sportul, oamenii de sport, oamenii din orașul ăsta să înțeleagă foarte bine rolul nostru care îl avem în educația copiilor. Atâta timp cât copiii vin la sport, vin la acest, în general, la orice sport, ei trebuie să încurajați, ei trebuie să, rezultatele lor trebuie să, aici e iarăși o problemă pe care trebuie o dată să o discutăm, răsplătite, nu material, domne, măcar prin cunoașterea acelui copil, printr-o evidențiere a lui, mediatizare a lui. Și știi care e cel mai important lucru? La nivelul școlii. Dacă la nivelul școlii, într-un careu, acel copil e scos în fața școlii și se spune, acest copil a participat la campionatul european, acel lucru contează pentru el mai mult decât dacă îi da 5 milioane de lei sau nu știu cât. Deci acea recunoaștere a copiilor la nivelul ăsta al... Deci aici vreau eu să lucrez, Doamne ferește să ajungem într-o altă etapă mai propice și sportului și societății românești. Și ce să, eu voi face în continuare ceea ce știu și ceea ce fac de 25 de ani, să scot medalii și să scot rezultate. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea din această seară. Am vorbit despre baseball, ne-am aruncat o privire asupra anului 2015, l-am ascultat pe domnul profesor Dinu Stoianov. Eu sunt Bogdan Cotruță, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare cu Media Sud, în câteva minute vin știrile, noi ne revedem săptămâna viitoare, la revedere!